Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Se susține că relația dintre Slater Colu și Halil Brahim Ceyhan, care au o mulțime de urmăritori, este încă în curs. În fiecare zi mai multe știri pe această temă sunt publicate pe rețelele de socializare. Slater Colu și Doukan Gungor, care în vremurile trecute au dat viață personajelor Dua și Fatih din seria Kizilcik Serbeti. A venit vestea că prietenia lor, care a început pe platourile de filmare, s-a transformat într-o relație. Doukan Gungor iese în evidență pe ordinea de zi ca un actor și model frumos. Gungor câștigă admirația adepților săi, mai ales prin fotografiile pe care le distribuie pe conturile sale de socializare. Gungor reușește să atragă atenția atât pentru atractivitatea sa, cât și pentru cochetărie. Potrivit cercului său apropiat, lui Doukan îi plac relațiile intime dintre fete și arată un comportament cochet. Cu toate aceste caracteristici, Doukan iese în evidență ca un nume care a făcut mult gălăgie și a stabilit agenda în ultima vreme. Frumosul actor este cunoscut pentru flirtul său și pentru pasiunea pentru viața de noapte. Deși nu există o declarație oficială a duului cu privire la această veste, fotografiile intime continuă să sosească pe rețelele de socializare. Chiar și încercarea lui Slater Colu de a ține pasul cu viața de noapte a lui Doukan Gungor a stârnit reacții grozave. De la început, familia sa și-a avertizat-o cu strictețe pe fiica sa Slater Colu. Cu toate acestea, nopțile constante ale Slater Colu cu Doukan Gungor îi îngrijorează atât pe familia ei, cât și pe cercul ei de prieteni. Urmărește videoclipul nostru până la final pentru a afla detaliile știrilor noastre. Continuăm să publicăm cele mai precise știri pentru tine în cel mai rapid mod. Să ajungem la detaliile știrilor noastre mult așteptate. În timp ce acest lucru se întâmplă pe frontul Slater Colu, Halil Brahim Ceyhan își continuă viața de unde a rămas. Mahasine Merabet, al cărui nume este implicat în zvonuri de dragoste din ciudă față de cipeșul actor Sla, precum Halia Diken, a atras atenția prin împărtășirea fotografiilor intime cu nume și prenume. În timp ce ambii actori și-au continuat viața separat, o imagine care a căzut ieri pe rețelele de socializare a făcut mult gălăgie. În imagine, era știrea că cizma bărbatului din fotografia făcută cu câinele lui Slater Colu Bufăi era cea lui Halil Brahim Ceyhan. Nu a durat mult până când această știre a devenit virală pe rețelele de socializare. Un mare sector al rețelelor sociale continuă să creadă că dragostea acestui duo continuă. Cu toate acestea, investigăm adevărul știrilor pentru tine. Aceste cizme aparțin noului iubit al Slater Colu, Doukan Gungor. În fotografia pe care Doukan Gungor a distribuit-o după răspândirea acestei știri pe rețelele de socializare, cizmele ies în evidență de parcă ar fi ale mele. Este evident că Doukan Gungor este deranjat de această veste. În acest caz, deși ambii actori nu admit că sunt într-o relație, aceste mișcări confirmă că există o relație între ei. Potrivit știrilor din programul numit Magazin Masasi, a început relația dintre Doukan Gungor și Slater Colu. Potrivit acuzațiilor, s-a aflat că Doukan o iubește mult pe Slater Colu. Cu toate acestea, nu credem că această dragoste dintre Sla și Doukan va fi o relație de durată. Putem spune că ambii actori au profiluri foarte diferite. Totuși, principalul lucru aici este că, atunci când seria Kizilcik Serbeti se termină, sfârșitul acestei iubiri va atrage o imagine proastă pentru Slater Colu. Frumoasa actriță ar trebui să fie pregătită pentru vestea că a avut o relație cu fiecare partener și că s-au despărțit când serialul s-a încheiat. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere! Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi.
se susține că relația dintre Slater Kolu și Halil Brahim Ceyhan, care au o mulțime de urmăritori, este încă în curs. În fiecare zi mai multe știri pe această temă sunt publicate pe rețelele de socializare. Slater Kolu și Doukan Gungor, care în vremurile trecute au dat viață personajelor Dua și Fatih din seria Kizilcik Serbeti. A venit vestea că prietenia lor, care a început pe platourile de filmare, s-a transformat într-o relație. Doukan Gungor iese în evidență pe ordinea de zi ca un actor și model frumos. Gungor câștigă admirația adepților săi, mai ales prin fotografiile pe care le distribuie pe conturile sale de socializare. Gungor reușește să atragă atenția atât pentru atractivitatea sa, cât și pentru cochetărie. Potrivit cercului său apropiat, lui Doukan îi plac relațiile intime dintre fete și arată un comportament cochet. Cu toate aceste caracteristici, Doukan iese în evidență ca un nume care a făcut mult gălăgie și a stabilit agenda în ultima vreme. Frumosul actor este cunoscut pentru flirtul său și pentru pasiunea pentru viața de noapte. Deși nu există o declarație oficială a duului cu privire la această veste, fotografiile intime continuă să sosească pe rețelele de socializare. Chiar și încercarea lui Slater Kolu de a ține pasul cu viața de noapte a lui Doukan Gungor a stârnit reacții grozave. De la început, familia sa și-a avertizat-o cu strictețe pe fiica sa Slater Kolu. Cu toate acestea, nopțile constante ale Slater Kolu cu Doukan Gungor îi îngrijorează atât pe familia ei, cât și pe cercul ei de prieteni. Urmărește videoclipul nostru până la final pentru a afla detaliile știrilor noastre. Continuăm să publicăm cele mai precise știri pentru tine în cel mai rapid mod. Să ajungem la detaliile știrilor noastre mult așteptate. În timp ce acest lucru se întâmplă pe frontul Slater Kolu, Halil Brahim Ceyhan își continuă viața de unde a rămas. Mahasine Merabet, al cărui nume este implicat în zvonuri de dragoste din ciudă față de cipeșul actor Sla, precum Halia Diken a atras atenția prin împărtășirea fotografiilor intime cu nume și prenume. În timp ce ambii actori și-au continuat viața separat, o imagine care a căzut ieri pe rețelele de socializare a făcut mult gălăgie. În imagine, era știrea că cizma bărbatului din fotografia făcută cu câinele lui Slater Kolu Bufăi era cea a lui Halil Brahim Ceyhan. Nu a durat mult până când această știre a devenit virală pe rețelele de socializare. Un mare sector al rețelelor sociale continuă să creadă că dragostea acestui duo continuă. Cu toate acestea, investigăm adevărul știrilor pentru tine. Aceste cizme aparțin noului iubit al Slater Kolu, Doukan Gungor. În fotografia pe care Doukan Gungor a distribuit-o după răspândirea acestei știri pe rețelele de socializare, cizmele ies în evidență de parcă ar fi ale mele. Este evident că Doukan Gungor este deranjat de această veste. În acest caz, deși ambii actori nu admit că sunt într-o relație, aceste mișcări confirmă că există o relație între ei. Potrivit știrilor din programul numit Magazin Masasi, a început relația dintre Doukan Gungor și Slater Kolu.